Pentru cei ce au bucuria să urmărească Cuvântul lui Dumnezeu, îi invit să deschidă împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Citim începând cu versetul 1. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te scaldă, du-te de spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă mai dați o dată mâna unul altuia dacă vedeți că cineva a țipit. Strângeți-l mai tare. Să nu uitați la sfârșit să veniți să dați mâna și cu noi, cei care mereu vă îndemnăm, și apoi vă invit respectuos să rămâneți în picioare. Aș vrea să facem un lucru, o mică surpriză, dar vă invit să rămânem doar un minut sau două în picioare. Să vă spun de ce anume vă rog respectuos să stați în picioare. Trebuie să iau și eu ceva cu mine în seara asta de la dumneavoastră. Și de fiecare dată, una dintre bucuriile extraordinare pe care le am este să văd că există oameni credincioși cărora viața nu le-a închis gura. Necazurile, tristețile, apăsările, îngrijorările deseori ne fac rău și ne țin gura închisă. În această seară mă gândesc că om găsi câțiva oameni care să spună: De dragul lui Dumnezeu, eu n-am să stau cu gura închisă și am să spun: Binecuvântat să fie Dumnezeu care a avut milă de mine. De aceea împreună cu Alina am ales un cântec frumos pe care vreau să-l cânt împreună cu dumneavoastră. Noi vă dăm tonul și dumneavoastră îl cântați. Și asta o să fie o mare bucurie, pentru că diseară când mă duc să mă odihnesc, o să închid ochii și o să vă văd pe voi și o să-mi aduc aminte de ceea ce voi ați cântat. Și dacă lucrul acesta e prea puțin, să nu uitați că ochii lui Dumnezeu se uită în această seară și Dumnezeu din cer este acela care va răsplăti în chinării tale. Inimile care sunt însetate după prezența Lui, toți aceia dintre noi care știu că stau în picioare primila Sa, să-i cânte Domnului. Cum dorește un cer izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea dorință să te laudem. Cum dorește un cer, haideți dumneavoastră. Cum dorește un cer izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea dorință să te laud.
lui escut și tăria mea. Scut și tăria mea, haideți cu toții. Dumneavoastră, tu ești cum? Tu ești și tăria mea, și ție toată să ocupați locurile. Sunteți cel mai frumos cor pe care l-am auzit aici în Zalău. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc din toată inima că în această seară ați ales să petreceți timp pentru înnoirea sufletului nostru. Multe necazuri pot ajunge și să se atingă de trupul nostru. Multe necazuri se ating de banii noștri. Uneori necazurile se ating de familia noastră. Dar mă rog în numele Domnului Iisus Hristos ca niciodată aceste necazuri să nu-ți biruie inima. Dumnezeu să-ți dea credință ca să poți să stai în picioare și să birui toate necazurile. Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze, să ne aducem aminte că în fața tuturor lupte, ceea ce dorește mereu întunericul să ia din noi este curajul. Atât de mult și-ar dori cel rău, vrăjmașul sufletului nostru, să stăm cu capul în jos, gârboviți de probleme. Și-ar dori să nu mai ieșim din colțul nostru și să stăm fiecare retrași în pătrățica noastră, fiecare cu o filozofie aparte de viață. Atât de greu este pe pământul acesta să faci față situațiilor, mai ales atunci când inima nu te ajută. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu din cer să ne dea putere să ne ridicăm, măcar păstorii care sunt aici lângă mine, da? Pentru că asta mă încurajează și pe mine. Mă încurajează și aminul dumneavoastră îmi dă putere
să înțeleg că atunci când un anumit gând Dumnezeu îl folosește, e potrivit pentru voi. Iubiții Domnului, Biblia vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre faptul că Domnul Iisus Hristos a trebuit să fugă literalmente din templu, pentru că în discuțiile pe care le-a avut cu cărturarii, Domnul Iisus Hristos le-a spus un lucru care era de o evidență ce i-a iritat. Dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Și marea problemă a vieții noastre este că vorba noastră nu se armonizează cu faptele noastre. Și întotdeauna supărările în viață vin atunci când cuvintele sunt mai mari decât sunt faptele. Domnul Iisus Hristos le spune alminteri, dacă faptele voastre ar fi pe măsura a ceea ce spuneți, n-ar fi nicio supărare. Dar cu vorba spuneți una și cu fapta demonstrați alta. Și de multe ori, atunci când este vorba de credință, asist așa cu tristețe la un lucru. Venim în casa lui Dumnezeu, venim la biserică, mânați de atâtea și atâtea probleme și cu gura noastră spunem în rugăciune, Doamne ajută-ne! Doamne, vină în ajutorul nostru! Doamne, ai milă de mine! Și când ieșim în curte, cuvintele, dar Dumnezeu va veni să caute rod în pomul vieții tale și dacă nu va găsi rod, degeaba ai rugăciuni frumoase, degeaba știu cântări, degeaba bat drumul la biserică, pentru că Dumnezeu mai presus de toate nu este învățarea unor cuvinte. Dumnezeu nu înseamnă mai înainte de toate informație, ci Dumnezeu înseamnă revelație, Dumnezeu înseamnă schimbare, Dumnezeu înseamnă înnoire, Dumnezeu înseamnă să-mi asum credința atunci când o trăiesc într-un mod concret. La ce îmi folosește mie și ție că știm cuvinte care vorbesc despre Dumnezeu dacă pomul vieții mele nu hrănește pe nimeni? Și Hristos în momentul în care fuge literalmente, trebuie să părăsească templu și pleacă din templu, face un lucru care aș vrea din toată inima să ne fie caracteristic și nouă. Vedeți, în viață ne întâlnim cu atâtea situații, care de care mai ciudate, care de care mai nedrepte și cunosc foarte mulți oameni care socotesc că viața lor nu este pe măsura investiției lor. Și mulți dintre noi am pus în viața aceasta o anumită sămânță și când a fost vorba să recoltăm, n-am recoltat potrivit cu ceea ce noi am însămânțat. Și deseori te uiți în stânga și te uiți în dreapta și te clatini și deseori ești supărat pentru că comparându-te cu viața altcuiva, spui omul ăsta n-a făcut nici pe jumătate ce am făcut eu și are parte de lucruri pe care mi le-aș dori și eu și eu care sunt un om care cu lacrimi am semenat în pământul vieții mele, acum aștept o împlinire care nu mai vine. Și există foarte multe situații în jurul nostru de nedreptate. Nu este drept că atâtea generații de tineri să ne plece din țară. Nu este drept ca tinerii noștri să stea, să pună gresie și faianță în țări străine și tu să stai acasă uscându-te de dorul lor. Și atâta nedreptate există în viața aceasta. Dar Dumnezeu spune un lucru în această seară. Să nu lași niciodată nedreptatea să te oprească din binele pe care Dumnezeu vrea să-l facă prin tine. Mulți dintre noi atunci când suntem nedreptățiți în lucrurile pe care ni le dorim, suntem nedreptățiți în lucrurile pe care viața ni le refuză, ne izolăm undeva și nu mai dorim să știm de nimeni și de nimic. De multe ori poate chiar, iertați-mi expresia, ne acrim literalmente și nu mai dorim să știm de nimic și de nimeni și dezvoltăm o filozofie din asta ciudată a oamenilor învinși. Dom'le, nu-mi pasă de nimeni, nu-mi pasă de nimic și în această seară vreau să spun limpede, ziua în care ai murit nu este ziua când te îngroapă, ci este ziua în care refuzi să mai privești viața, refuzi să mai privești la aproapele tău, refuzi să mai faci ceva pentru cel de lângă tine. Și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu viață. Și viața înseamnă să ai ochi pentru cel de lângă tine. Viața înseamnă să ai un motiv pentru care te ridici dimineața din pat și spui merg înainte. Pentru că am o soție pe care o iubesc, pentru că am copii pe care îi iubesc, pentru că în jurul meu sunt oameni pe care Dumnezeu mi-a dat. De aceea vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, după pilda Mântuitorului, când vi se face în viață rău de către oameni și sunteți nedreptățiți,
Nu lăsați ca această nedreptate să vă blocheze alergarea. Nu lăsați ca atâția alții care ar putea să fie îmbogățiți de voi să plătească nota de plată pentru niște oameni care se poartă cu nesăbuință. În această seară Dumnezeu prin mine vă spune: mergeți înainte, faceți bine celor de lângă voi, ridicați-vă și luptați pentru cei din casa dumneavoastră, că va veni o zi când Dumnezeu din cer va aduce binecuvântare tuturor celor care luptă în numele Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Să nu uitați, vă rog, ce ne-am înțeles, da? Un amin, două, trei, bine. Pentru cei ce nu sunteți familiarizați, ce zice Domnul acesta, ce zice pastorul ăsta cu amin? Amin înseamnă așa să fie. Și asta spunem prin aminul nostru, adică fă-ne nouă așa, Doamne, după cum ni se vestește. Domnul să ne binecuvânteze. Sunteți vii? Sunteți vii? Mâna dreaptă sus, fluturați-o, cei care sunteți vii. Cei care sunteți vii. Doamne, ai milă și de cei care nu au ridicat-o, ceva se întâmplă. Vă este bine? Vă e rece? Vă e cald? Cum vă este? E bine, da? E o temperatură plăcută. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă cumva simți că te răcești, din când în când poți să mai ridici mâinile către cer și să spui lăudat să fie Dumnezeu, pe mine nu mă deranjează. Mi-aduc aminte că fetița mea mai mică, Carina, prin clasa a doua, când era la școala primară, avea și aptitudine, a avut o aptitudine specială pentru matematică. Am moștenit-o pe soția mea, stați liniștiți, nicio tangență nu este între mine și matematică. Eu nu știu decât aritmetică, cât să nu mă păcălesc, dar matematică e altceva. Și când fetița mea a fost în clasă, doamna învățătoare a dat o problemă de aritmetică mai complicată și pentru că ea avea aptitudini, când a întrebat doamna învățătoare cine cunoaște răspunsul la această problemă, fetița mea a ridicat mâinile, dar doamna învățătoare era supărată pe ea pentru că în mai multe rânduri o contrazisese chiar pe doamna învățătoare cu privire la unele răspunsuri. Și în timp ce Carina era cu degetele pe sus, cu mâna ridicată, doamna învățătoare se uita de jur împrejur și spunea: chiar nimeni nu știe? Chiar nimeni nu știe? Așa e viața uneori, tu ai așa un răspuns că îți vine să decolezi, dar n-ai unde să aterizezi. Și de aceea, câteodată în viață, suntem atât de împietriți datorită faptului că nedreptatea ne usucă pe picioare. Mă rog în această seară și nu știu pentru cine insist în această seară, dar iată ce spune Dumnezeu prin mine: tu mai ai încă multe lucruri de oferit. Dumnezeu din cer încă vrea să mai folosească de anii tăi, de puterea pe care El ți-a dat-o. De aceea nu lăsa necazul să te pună undeva într-un colț al vieții, ci ridică-te și spune ca Domnul Iisus Hristos: dacă aici nu mă primesc să le fac bine, mă duc mai departe, 2 metri mai sus, că acolo sunt atâția alții cărora pot să le fac bine. Dacă cei cărora le-ai făcut bine nu sunt mulțumitori și din potrivă sunt cârtitori și îți fac rău, nu nimic. Tu ai făcut lucrul acesta pentru că prin el tu te reprezinți. Binele vorbește despre tine și nemulțumirea și răutatea vorbește despre ei. Tu mergi înainte pentru că Dumnezeu este răsplata ta, scutul tău, tăria ta, puterea ta, binecuvântat să fie Domnul. Și Domnul Iisus Hristos imediat ajunge într-o zonă în care cineva avea nevoie de el. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că era undeva un orb din naștere și un lucru extraordinar pe care îl subliniază Biblia și pe care aș vrea în această seară să îl luăm și noi în sufletul nostru este acesta. Spune Biblia așa: că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de orb, Domnul Iisus Hristos l-a văzut. Orbul nu avea putere și nici nu avea sănătatea să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Acesta este un comentariu pe care îl face Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este o explicație pe care Duhul lui Dumnezeu o dă. Orbul nu știa că este privit de către Iisus, orbul n-a știut că Iisus Hristos îl privește pe el, dar Domnul Iisus Hristos privea spre el. Și de multe ori vă spun că datorită vieții, necazurilor, întristărilor, datorită faptului că uneori mă las doborât de îngrijorări, nici eu nu mai am capacitatea să-L simt pe Dumnezeu. Uneori ne pierdem capacitatea de a-L simți pe Dumnezeu. Dar iată ce vă spun în această seară: chiar dacă tu nu-L vezi, El te vede. Chiar dacă tu nu-L simți, El este prezent. Pentru că El a zis că va fi cu noi în fiecare zi a vieții noastre. Și una dintre încurajările pe care vreau să vă aduc în această seară este faptul că chiar aici, în Casa de Cultură, ochii Domnului sunt peste noi. Și eu cred că Dumnezeu în această seară e prezent aici. Cum prezent este și cu tine pe stradă. Prezent este cu tine în încercările vieții. Uneori ni se tulbură sufletul. Uneori nu mai avem capacitatea de
a simți prezența lui Dumnezeu. Uneori privirea ne este încercoșată, uneori mintea noastră nu mai are sensibilitatea, nu mai are această înțelepciune de a recunoaște pe Dumnezeu în căile pe care le pășim. Dar vă spun un lucru, pot să se clatine dealurile și munțile, pot să vă spună oamenii ce vor spune, Dumnezeu din cer este lângă tine, Dumnezeu din cer nu ne-a părăsit niciodată, chiar dacă uneori nu mai avem capacitatea de a-L simți, chiar dacă uneori, datorită a ceea ce ni se întâmplă, ne pierdem acest simț de a-L recunoaște pe Domnul Dumnezeu. Vă aduceți aminte de o văduvă pe nume Rut? A ajuns în țara soacrei sale, în Israel, și la un moment dat spune că a intrat într-un ogor ca din întâmplare. Din întâmplare, spune Biblia. Și probabil că a zis, e o întâmplare că am ajuns în ogorul acesta. Dar ea nu știa că Dumnezeu din cer dirijează întâmplările. Că de multe ori tu te tulburi spunând de ce mi s-a întâmplat lucrul ăsta, de ce am ajuns eu în situația asta, de ce sunt o femeie care de dimineață până seara mă plec cu leg, ce viață nenorocită am eu, dar tu nu știi că acel ogor este ogorul în care Dumnezeu pornește istoria vieții tale. Glorificat să fie Dumnezeu! Un amin se poate mai puternic. Și în timp ce Ruth s-a plecat și ridica spice, și poate că îi treceau prin minte o mulțime de lucruri, dar până când corvoada aceasta, dar până când o să mă tot aplec să culeg spice, dar m-am săturat de viața aceasta, atât de greu este, soarele e sus pe cer, apă nu am suficientă, sunt așa un om care parcă nici nu știu ce se întâmplă, de pe o zi pe alta aceeași rutină, de pe o zi pe alta aceeași poveste. Și ce nu știa Ruth? Că undeva la marginea ogorului cineva stătea cu ochii pe ea. Și nu era oricine, ci era Boaz, care era stăpânul acelui ogor. Tu de multe ori în acest greu al vieții, în această apăsare a vieții, ai sentimentul când ești într-o rutină permanentă, când aproape că te-ai săturat de ceea ce se întâmplă în viața ta, ai impresia că nimeni nu te vede. O, nu! Undeva aproape de tine este cineva ai cărui ochi te privesc tot timpul și numele Lui este Iisus Hristos Domnul, Regele Regilor. Hristos îl vedea și vreau să spun în această seară, nu te încrede în simțurile tale, nu te încrede în ceea ce câteodată inima îți refuză. Uneori suntem atât de apăsați, uneori chiar împietriți, uneori datorită lucrurilor din viață, cu greu mai recunoaștem că El este în prezența noastră sau că El este la câțiva pași de noi. Dar știu și cred din toată inima că chiar dacă eu nu-L văd, Dumnezeu din cer mă vede. Chiar dacă eu nu-L simt, Dumnezeu din cer este prezent în viața mea. Marele necaz este că Dumnezeu mă vede și tace. Și ucenicii mă văd și vorbesc. Repet, marele necaz în viață este că atunci când Dumnezeu mă privește, El totdeauna păstrează o discreție deosebită. Dar cei ce sunt ai Lui, vorbesc. Ei sunt vocali. Nici n-ar fi știut propriu-zis orbul acesta că se uită Hristos la el, până în momentul în care ucenicii n-au început să vorbească. Și când ucenicii au început să vorbească, să-i spună așa, o orbule, ce faci? Cum ești? Ești bine? Uite, aici este Hristos. Știi că El este Cel care a făcut minuni? Știi că El este puternic? A deschis ochii orbilor? Poți să-L întrebe Bartimeu? Nu! Nimic din toate acestea! Ucenicii când au vorbit cu orbul, i-au pus altă întrebare. De fapt, nici măcar n-au vorbit cu el, ci a vorbit cu Domnul Iisus Hristos ca să audă orbul. Că de multe ori noi vorbim cu unul ca să audă altul. De multe ori vorbim ceva ca să audă altcineva. Și au spus, cine a păcătuit? El sau părinții lui? Să auzi că Iisus te privește, e o veste bună. Dar după aceea când auzi ce zic ucenicii despre tine, tu de multe ori și pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Da? Sincer, pot să fiu deschis? Nu vă mai plângeți că în viață lucrurile nu merg atât de bine. Zalăul are o singură șansă, Dumnezeu. Iar Dumnezeu din cer lucrează într-un singur mod, prin ucenici. Noi suntem pe pământul acesta lumina lumii și sarea pământului. Dumnezeu lucrează prin dumneavoastră. Modul în care oamenii vor auzi că Dumnezeu trăiește este funcție de cum permiteți voi ca Dumnezeu să se manifeste în viața voastră. Nu există sărăcie în puterea lui Dumnezeu. Nu există dezinteres din partea lui Dumnezeu. Există din nefericire capacitatea noastră atât de mică de a înțelege cum trebuie să lucrăm.
Atunci când ucenicii s-au adresat Domnului Iisus Hristos și orbul a aflat că acolo este prezent Domnul Iisus Hristos, el a auzit despre el următoarea întrebare. A păcătuit el sau a păcătuit părinții lui? Și această întrebare este de natură să te apese și mai mult. Nu numai că ești orb, dar ești și privit ca un om a cărei soartă o meriți. Tu îți meriți soarta aceasta. Pentru că la bază există neapărat un păcat. Pentru că oamenii te văd cu ochii aceștia. Și ascultați-mă în această seară și vă rog să primiți din toată inima. Oamenii au nevoie de Dumnezeu, oamenii au nevoie de El, oamenii au nevoie de căldura Lui, oamenii au nevoie de vindecarea Lui, oamenii au nevoie de adevărul Lui, dar marele necaz este că oamenii vin să se întâlnească cu Dumnezeu și să aleg cu tine și cu mine. Asta e marele necaz. Oamenii când vin în biserică, noi în elanul nostru, în entuziasmul nostru, de multe ori spunem, priviți la Domnul și oamenii se uită unde întindem și noi degetul. Unde-i Domnul? Domnul trebuie să fie în noi. Oamenii întotdeauna vor înțelege cine este Dumnezeu prin purtările tale, prin căldura dragostei tale, prin înțelepciunea ta, prin tăcerile tale înțelepte, prin discreția ta, prin iubirea ta. Și ascultați-mă ce vă spun, nu este Ianovici soluția pentru Zalău. Nu este nici măcar grupul Gloria soluția pentru Zalău. Noi nu suntem decât niște picături pe care Domnul le îngăduie să fie turnate în pământul acesta. Noi suntem ca un fel de oameni care venim să vă spunem, puteți totul în Hristos care vă întărește. Noi suntem niște mesageri al lui Dumnezeu care vin să vă spună, voi aveți această sarcină să-L arătați tuturor celor din jur pe Domnul Dumnezeu. Dar omul când aude modul în care tu vorbești, și ucenicii deseori au făcut lucrul acesta. Aduceți-vă aminte că în timp ce femeia de origine sirofeniciană, cananeancă, striga, ai milă de mine, Iisuse, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac, în momentul acela ucenicii au spus, dă-i drumul să plece, dă-i drumul să plece, că strigă după noi. Ei erau tulburați, că această femeie striga și erau tulburați ei. Și acum fac o mică paranteză, după ei striga ea? După ei striga ea și mă rog în această seară, dă Doamne urmașilor tăi, dă Doamne credincioșilor tăi, smerenie, înțelepciune, focul care coboară din Duhul Sfânt, că de multe ori cuvintele noastre sunt cuvinte de osândă, de multe ori cuvintele noastre sunt cuvinte de superioritate, de multe ori judecăm pe cel de lângă noi fără să înțelegem situația, de multe ori ne războim între religii când Dumnezeu din cer dorește să avem un rod duhovnicesc. Un rod duhovnicesc. Eu am un câine la fundație, se numește Lucky. Adică norocos. Și sigur că e Lucky, pentru că acolo sunt vreo 120 de oameni care sunt culeși din viața aceasta, fără șanse, de care noi avem grijă. Și ce înseamnă să ai 40 de copii fără mamă, fără tată, care au un câine? Ăla-i răsfățat la culme. Dar câinele ăsta... M-am uitat și eu cu atenție. Dom'le, când intră cineva în curte și nu-l cunoaște, începe să latre la el, începe să latre. Ba câteodată m-am uitat că el aproape că simte felul omului de-a fi. Nu latre pe oricine. Au fost oameni care din prima, când s-au apropiat de el, a dat din coadă bucuros și alții care au venit și lătra câinele la el. Și eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, credeți că oamenii nu vă simt? Credeți că cei ce calcă în biserică nu vă simt? Nu vă văd și nu ne văd uneori falsitatea, vorbirea din vârful buzelor? Nu ne văd că uneori vorbim de dragul de a vorbi reci, impasibil, nu ne deranjează, vin, pleacă? Ci vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, marele necaz nu este faptul că oamenii au necazuri. Marele necaz e faptul că atunci când oamenii vin să se întâlneagă cu Iisus, se aleg cu Ianovici. Și atunci mă rog în această seară, dacă te-am supărat prin ceea ce am spus, amin și aleluia. Deci supără-te și schimbă-te. Întristează-te la maximum și schimbă-te. Pentru că Dumnezeu din cer nu va lucra cu îngeri. Dumnezeu din cer va lucra cu tine și cu mine. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Am avut într-un anumit moment al vieții mele 3 profesoare de matematică. Abia terminaseră, deveniseră profesoare de matematică, Ramona, Emanuela și cu Loredana și ne întâlneam și le vorbeam despre Domnul Dumnezeu. Una dintre ele, Ramona, suntem online? Doamne, Aurel, trebuia să-mi spui. În sfârșit,
Una dintre ele mi-a mărturisit mai încolo, când a pășit către credință și astăzi este o soție și o mămică binecuvântată și un copil de Dumnezeu, toate trei sunt la picioarele Domnului, dar mi-a zis în felul următor, zice, când te-am văzut, am zis așa, bă, dar ce ipocrită e asta, mă? Bă, dar prind eu pe mincinosul ăsta odată, mă? Ăsta nu se enervează niciodată? Bă, de ce așa prefăcut ce este Ianovic ăsta? Și două săptămâni a stat pe urmele tale să te prind eu vreodată când te enervezi. Și a zis, și pentru faptul că nu te-ai enervat și pentru faptul că ai fost mereu calm, am acceptat să vin în biserică. Și a venit în biserică. Ele erau licențiate în matematică, intrasele de curând în profesorat și eu nu mai puteam de bucurie în dimineața în care au acceptat să vină la biserică. M-am rugat și m-am rugat și pentru predicator, m-am rugat și pentru cor, m-am rugat și pentru ușier, m-am rugat pentru toți. Dar nu m-am rugat pentru două surori care au venit la Ramona, nu, la Loredana, și pentru că Loredana venise cu o pălărie, că dă-na, că ea ta știa, a venit cu o pălărie, a zis, tu vii cu pălărie în casa Domnului, tu ești fica dracului. Tot ce am construit-o două săptămâni, a spulberat sora. De ce? Pentru că marele necaz e că oamenii vin să se întâlnească cu Iisus și să ale cu tine. Și să ale cu mine. Și dacă noi, iubiții Domnului, am fi ceea ce trebuie, și dacă noi cu adevărat l-am cunoaște pe Domnul Dumnezeu și am trăit în smerenie și am cere înțelepciune, foarte mulți oameni care sunt lângă noi ar spune, iubesc pe Dumnezeul tău și vreau și eu să am parte de ceea ce tu ai parte. Pentru că Dumnezeu se predică cu fapta și apoi Dumnezeu se predică cu vorba. Glorificat să fie Dumnezeu. Nu fiți supărați pe mine, fiți supărați pe voi. Eu, la rândul meu, am eu supărările mele cu privire la mine. Dar acum e timpul să vă supărați pe voi. Pentru că de multe ori ceea ce se întâmplă se datorează faptului că avem inabilitatea, incapacitatea să putem să-L prezentăm pe Dumnezeu. Cine a păcătuit? Și acum, el sau părinții lui? Și acum, ascultați-mă ca să înțelegeți un lucru care e de-a dreptul curios. Să vedeți cât de penibil suntem în gândirile noastre negative. Orice om care judecă pe aproapele lui este aproape de ridicol. Întotdeauna e la un pas de ridicol. Fiți atenți. Să zicem că ar fi fost de vină orbul, nu? Prima variantă. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Bun, dacă ar fi fost el de vină, el când a ajuns orb? Păi, dar s-a născut orb. Păi și atunci când a avut timp să păcătuiască ca să devină orb? Păi nu, n-a avut timp, că dacă s-a născut orb, înseamnă că, de fapt, el nu păcătuise înainte ca să ajungă orb. Deci, de ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă am stat un pic să ne analizăm cuvintele și răutatea, ne-am dat seama cât de penibili suntem. Și în această seară vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog din toată inima, renunțați la această gândire prin care să ne demonstrăm noi unii altora superioritatea. Dacă ești copil de Dumnezeu, smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu și mulțumește că Dumnezeu ți-a deschis ochii, n-ai nimic mai presus de altul, nu ție ți este acordat acest merit, ci Dumnezeu din cer a avut milă de noi. Nu, asta atâta de mult rău a făcut în viața aceasta atunci când copiii lui Dumnezeu au făcut judecăți din acestea. Mi-aduc aminte că odată m-am dus la o altă biserică și în sală era o doamnă inginer, deci am aflat la sfârșit, și dânsa avea o pălărie și un presbiter la amvon s-a dus să dea un îndemn la rugăciune, s-a uitat așa scrutător peste sală și a zis, mulțumesc lui Dumnezeu că în această seară nu sunt decât două pălării. Și o pălărie s-a ridicat și a plecat. De ce? S-a simțit jignită și eu m-am simțit jignit. Pentru că dacă credeți că asta e credința și acesta este Dumnezeu, dați-mi voie să spun că n-ați învățat nimic niciodată, nu l-ați cunoscut pe Hristos decât în felul lumii, pentru că Hristos nu înseamnă să iei satârul și să tai degetele oamenilor, ci Hristos înseamnă înțelepciunea care știe să deschidă inima interlocutorului, nu să-i închidă gura. De multe ori avem replici care duc la închiderea gurii celui din fața noastră. Nu căutăm decât ultima replică cu care să închidem gura. Hristos vrea să avem cuvinte cu care să deschidem inima celui de lângă noi. Insist pe lucrul ăsta, nu știu de ce insist, dar în sfârșit, timpul e relativ, nu unde vă duceți, că până la urmă e vineri seara. Fiți atenți ce vă spun. A venit la mine un domn să ceară niște bani.
Pentru că noi suntem o fundație și avem grijă de mai mulți oameni. Ăsta venise și băut, și nervos, și mirosea țigară. Acum n-am mari probleme eu cu lucrul ăsta, dar m-am gândit, zic, mă, dacă îi dau niște bani, ăsta se duce direct în crâșmă și eu banii ăștia îi strâng de la oameni care dau cu credință ca să se facă un lucru bun. Și pentru că n-am avut încrederea că banii aceia ajung unde trebuie, m-am oferit să-i cumpăr alimente, că zicea că are nevoie, să-i plătesc niște facturi, că zicea că avea probleme cu întreținerea. Dar el s-a supărat pe mine, și m-a luat la un potop de înjurături. Am fost vreo două minute fascinat de cât de mult știe. Nu mai termina. L-a luat-o cu strămoșii până... Și mă uitam așa la el, după care, după vreo două minute de înjurături continue și mi-a zis tot felul de lucrurile, m-am supărat, domne. În biroul meu vii tu și mă înjur la mine acasă și pe moment m-am supărat. Zic, măi, dar cine e ăsta să mă înjure pe mine? Și odată ce m-am supărat, m-am gândit să dau repede un mesaj, să chem pe cineva, să-l scoat afară. Dar în timp ce mă pregăteam să dau un mesaj, că trebuie să mărturisesc tot, nu? Ei, în momentul acela am văzut că vena lui de aici și de la tâmplă, se congestionase și îi pulsa. Și m-am uitat la el și am zis, moare ăsta în birou la mine. Deci m-a luat așa o teamă, zic, moare ăsta în birou la mine, face acum vreun atac de inimă și mi se duce buhul în toată lumea că a murit ăsta la mine în birou. Și atunci am început să mă rog, Doamne, ai milă de el, Doamne, te rog frumos să-l potolești, Doamne, ajută-l să se liniștească. Și la un moment dat, când a tras și el în aer în piept, că a trebuit să tragă și el aer în piept, că orice om care, și când te înjură cineva trebuie să tragă aer în piept, atunci am prins și eu repede cuvântul și am spus, numai ta știi despre mine. Că eu rugându-mă, Dumnezeu din cer a început să vorbească cu mine. Și Dumnezeu mi-a spus altceva decât mi-a spus mie prima dată imboldul lăuntric. Eu am vrut să-l dau afară, să chem pe cineva să-l dea afară, Dumnezeu mi-a spus altceva. Dumnezeu mi-a spus, ai milă de el, îndură-te de el și vorbește-i foarte calm. Și atunci i-am spus eu, numai atâta știi despre mine. Și asta l-a blocat. Și am zis, dacă vrei să spun de rele, lasă-mă pe mine că știu mai multe decât știi tu. Și fiecare dintre noi, dacă ar fi ca cineva, nu? Să-i zică, noi știm mai multe rele despre noi decât știu alții. Și în momentul acela, omul s-a liniștit, omul s-a potolit, am avut vreo oră discuții, timp în care am aflat multe drame din viața lui și ca să nu lungesc cuvântul, în scurtă vreme a fost prezent în biserică și Dumnezeu din cer și-a întins mâna peste el, i-a dat liniște sufletească și Dumnezeu, prin credință l-a binecuvântat să se ridice din starea aceea nenorocită în care era. În această seară insist și te bat la cap până ți se deschide inima. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, apasă asupra ta, nu asupra semenului tău. Trage de tine să fii mai bun, mai sfânt, mai curat, nu pune o povară pe cel de lângă tine. Hristos când s-a uitat a zis, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui n-au păcătuit. Pentru că ori de câte ori vii cu necazul tău la Hristos, ori de câte ori ești arătat cu degetul, ori de câte ori ești înjosit de către oameni, ori de câte ori oamenii te iau peste picior, afli că Dumnezeu din cer întotdeauna are o soluție care nu e nici prima, care nu este nici a doua, ci este a treia. Glorificat să fie Dumnezeu! Există în viața aceasta oameni care cred că le știu pe toate. Există oameni care cred că au explicații la toate. Există oameni care totdeauna fac niște legături care ele nu există. Și Dumnezeu din cer vine și spune, nici prima variantă, nici a doua variantă, nici primul răspuns, nici al doilea răspuns nu este adevărat. Al treilea răspuns pe care voi nu-l știți, acela este adevărat. Și al treilea răspuns pe care nu-l știm este că numai Dumnezeu poate cântări viața unui om. Numai Dumnezeu cântărește lacrimile unei persoane. Numai Dumnezeu știe ce este începutul și sfârșitul unui om. Și noi ne amestecăm în lucruri care nu țin de noi. Totdeauna când vii la Dumnezeu, afli că există un al treilea răspuns. Și al treilea răspuns este că Dumnezeu din cer uneori îngăduie necazuri, uneori îngăduie slăbiciuni în viața ta, uneori îngăduie ca să ajungi în așa fel încât oamenii privindu-te să zică, wow, ce a ajuns ăsta. Vreți? Orbul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că nu era tinerel, că la un moment dat părinții lui care au fost întrebați cu privire la vindecarea lui, dacă era orb din naștere, spune, el este în vârstă, întrebați-l pe el. Cu alte cuvinte, Dumnezeu din cer a îngăduit în privința lui o lungă perioadă de viață să fie orb, să treci orb prin fața oamenilor, probabil că auzea cuvintele care se rosteau, să simți această rușine și această apăsare, mereu să te duci să stai într-un col, să spui, mă, poate că oamenii au dreptate, că dacă îți spune unul, dacă îți spun doi, dacă îți spun trei, dacă îți spun patru, că ești așa, că ești așa, că ești așa, la un moment dat ajungi și tu să spui, mă, poate au dreptate. Și Dumnezeu din cer, când te întâlnești cu el,
el vine cu a treilea răspuns, care nu este un răspuns omenesc, și el spune așa: omul acesta s-a născut, necazul din viața lui a apărut, durerea din viața lui am îngăduit-o, pentru că vreau să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, atâta vreme omul acesta a fost văzut ca orb, a trecut prin fața mulțimii de atâtea ori ca orb, era cunoscut ca orb, pentru că oamenii despre care spune Biblia într-un final au zis: dar nu este el orbul pe care noi îl știam, nu este cel pe care noi îl vedem mereu? Și apoi nu-l mai recunoșteau în momentul acesta pentru că era vindecat. De ce Dumnezeu din cer îngăduie uneori să-ți porți necazul și rușinea în fața oamenilor? De ce Dumnezeu nu ne ia deoparte să ne ascundă și când trece necazul, atunci să ieșim și noi din nou în lume? Pentru că Dumnezeu din cer, care uneori îngăduie ca rușinea, necazul și problema ta să fie văzută de toți, este același Dumnezeu care va aduce o vindecare și o eliberare față de toți, și aceștia care ieri au stat și te-au judecat vor fi aceia care își vor pune mâna la gură și vor spune: mare este Dumnezeul acesta. Nu te temi. Necazul nu vine în viață din partea lui Dumnezeu să dea de pământ cu tine. Necazul vine pentru că Dumnezeu vrea să-și arate slava. Și același Dumnezeu care ți-a îngăduit lacrimi pe obraz în fața oamenilor, e același Dumnezeu care într-o zi le va șterge cu mâna lui. Același Dumnezeu care a lăsat uneori în viața ta necazul să te clatine, e Dumnezeul care te va ridica cu mână tare și va spune: iată ce fac eu cu omul care știe să aștepte în tăcere răspunsul meu, iată ce fac eu cu omul care știe să prețuiască în viața lui chiar necazul, chiar suferința, să-l gestioneze într-un mod matur. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă tulburați. Nu vă tulburați de ce spune omul, nu vă tulburați de primul răspuns, nu vă tulburați de al doilea, Dumnezeul are pe al treilea. Glorificat să fie El. Mărit să fie Domnul Dumnezeu. Și orbul aude. Orbul aude ceva din partea Domnului Iisus. El ia presiunea de pe părinți și sărut-o mâinile lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Câteodată atât de vinovat mă simt în viață. Mă simt vinovat de copii, mă simt vinovat de una, mă simt vinovat de alta. Domnul Iisus Hristos ia presiunea și de pe umerii părinților. Părinții aceia probabil că toată viața lor au fost arătați cu degetul și au spus: dacă voi ar fi fost oameni credincioși, atunci copilul vostru nu s-ar fi născut orb. Și ascultați-mă, numele Domnului Iisus Hristos: cine vorbește așa, nu l-a cunoscut pe el. Uneori Dumnezeu îngăduie, mi-aduc aminte de un răspuns al unui prieten. Fetița lui s-a născut cu afecțiuni severe. Ea nu poate să aibă o dezvoltare normală, ea nu poate să aibă o dezvoltare obișnuită, și din punct de vedere neurologic, și din punct de vedere al capacității sale locomotorii. Fetița este afectată și mai mult stă în pat. Și la un moment dat, în timp ce stăteam și beam un ceai împreună cu el, cu ochii în lacrimi mi-a spus un lucru, a zis: pastore, știi de ce cred eu că Dumnezeu ne-a trimis-o nouă pe Teodora? Și am fost foarte atent, pentru că nu auzi în fiecare zi asemenea lucruri. Și el a răspuns: pentru că Dumnezeu a găsit în inima noastră o doză mare de iubire și știa că noi o să putem să iubim și un asemenea copil. Am rămas fără cuvinte. Oamenii te arată cu degetul și ei cred că ei știu de ce în viața ta se întâmplă un necaz sau altul. Dar Dumnezeu vine cu al treilea răspuns și spune: într-o zi te voi ridica și vor vedea toți cine-i Dumnezeul tău, și într-o zi Dumnezeu însuși își va șterge rușinea. Până atunci poartă-ți durerea cu demnitate, așteptând ziua când Dumnezeu din cer te va ridica. Și acum vreau să vă spun un lucru, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu numai că El ridică presiunea de pe umerii părinților, nu numai că ridică presiunea de pe umerii acestui om, dar spune un cuvânt nu doar despre trecut, ci spune un cuvânt și despre prezent. Și cuvântul acesta vreau să-l audă toți. Hristos putea să spună despre El: sunt pâinea vieții. Dar față de acest om n-a spus sunt pâinea vieții, pentru că marea nevoie acestui om nu era pâinea. Dumnezeul nostru este pâine pentru cel lipsit de pâine. Putea să vină să spună: sunt comandantul oștirilor, sunt domnul oștirilor, cel tare și viteaz. Dar omul acesta n-avea nevoie de un comandant de oști. El a venit și a spus: eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Și am venit să aduc ce? Vedere celor ce nu văd. Și în momentul în care Iisus Hristos a adresat orbului cu aceste cuvinte, în orb a început să încolțească speranța. Și acum ascultați ce vă spun. Nu există pe pământul acesta soluții la oameni. Oricât ai căuta, numărul necazurilor tale este mult mai mare decât numărul resurselor care se găsesc pe pământ. Singurul care poate să fie celui orb lumină, singurul care poate să fie celui sărac pâine, singurul care poate să fie celui fără casă adăpost, singurul care poate să fie comandantul oștirilor pentru cei care sunt în luptă, este Iisus Hristos Domnul.
Și Iisus Hristos, când vine la om, se prezintă fiecăruia după nevoia lui, se prezintă fiecăruia după drama din viața lui. Eu, bună oară, când m-am întâlnit cu Dumnezeu, și vreau să fiu foarte explicit, eu n-am trăit ce au trăit alții, n-am trăit în viața mea, n-am avut în viața mea dependență de alcool, nici n-am băut. N-am băut, n-am fumat și n-am făcut nici alte lucruri, că nu vreau acum să vorbesc despre mine. Dar în inima mea am avut de fiecare dată un sentiment de nepotrivire. Am avut un sentiment de irosire. Veneam acasă după ce stăteam la facultate și toată ziua la facultate căutam să fiu pe plac tuturor. Căutam să fiu așa, dacă se poate, să aduc fiecăruia câte un zâmbet. Și atât mă epuiza lucrul ăsta, ajungeam acasă și intram în niște tristeți și mă gândeam deseori, care e rostul vieții mele? Când Dumnezeu din cer mi s-a descoperit, Dumnezeu mi-a arătat ținta vieții, sensul pentru care m-am născut și faptul că fiecare om este purtător de destin duhovnicesc. Înainte să fii pilot, înainte să fii și o șofer de Formula 1, ai un destin duhovnicesc, Dumnezeu te-a rânduit unei vieți duhovnicești, ca prin tine Dumnezeu din cer să-i îmbogățească pe cei din jur. În ziua în care Dumnezeu mi-a descoperit pentru ce trăiam, în ziua ce m-am îndrăgostit de Dumnezeu, mi-am dat seama de nevoile inimii mele și m-am lăsat copleșit de Dumnezeu. Alin, când s-a întors la Domnul Dumnezeu, s-a întors pentru că stadiul în care a ajuns viața lui, cu băutură, cu alte lucruri pe care eu le știu, l-a făcut să fie speriat și a zis, am nevoie de Dumnezeu. Poate că Dumnezeu în această seară te gândește ce poate să facă cu boala ta. Ascultă-mă, este medicul medicilor, este doctorul doctorilor. Dumnezeu este acela care poate intra în viața fiecăruia dintre noi. Cine are o afecțiune în trupul lui, cine are poate o relație de familie care este tulburată și poate că este furtună în casa ta, ascultă-mă, El este Dumnezeul care potolește furtuna. Totul este cu putință celui ce crede, pentru că doar în Dumnezeu există toate resursele, doar în Dumnezeu există posibilitatea să fii înțeles, ajutat și ridicat, pentru că omul poate în parte, omul este finit, omul este limitat, deseori omul este neserios, dar Dumnezeu din cer are toate puterea să te ridice. Și știe Dumnezeu exact ce limbă să-ți vorbească. N-ai grijă. Dumnezeu vorbește exact limba pe care o vorbești tu. Dumnezeu știe să atingă acel resort intim, tainic. Acolo unde omul nu poate, nu înțelege, nu are sensibilitate, nu are capacitatea să înțeleagă pe om, Dumnezeu din cer vorbește, Dumnezeu din cer vorbește. Și în această seară, ascultă-mă, nu există situație cu care să te confrunți și Dumnezeu din cer să nu aibă pentru ea o soluție. Dumnezeu în această seară e prezent aici, El dă eliberare celor care sunt apăsați, El dă bucurie celor ce sunt întristați. Dumnezeu poate deslega legături de neputință pentru oamenii care sunt de multe ori poate se simt legați și captivi și se simt prizonieri. În această seară vă spun, vestesc un Dumnezeu care poate totul în noi toți. Vestesc un Dumnezeu care este Alfa și Omega. Vorbesc despre un Dumnezeu care are resurse pentru noi. S-a adresat orbului, eu sunt lumina lumii. Pentru că orbul avea nevoie fix de lumină. A vorbit despre un trecut care îl bântuia. A ridicat povara de pe orb și a spus, n-ascultat ce spun oamenii atunci când te stigmatizează și te învinovățesc. A ridicat povara de pe părinți care poate trăiau cu gândul că dacă am făcut lucrurile altfel. Și Dumnezeu a ridicat povara și le-a spus, nici planul 1 al omului, nici planul 2, ci răspunsul 3 al lui Dumnezeu, acela se aplică vieții noastre. De aceasta, în această seară, îți spun în numele Domnului Iisus Hristos, El le știe, El le cântărește, El a îngăduit, de multe ori am ajuns în situații limite, de multe ori ne-am zis, Doamne, de ce ai îngăduit? Află în această seară că Dumnezeu a îngăduit în viața ta situații limite, pentru că El este acela care vrea să te ridice, El este acela care vrea să devii rodul Lui, El este acela care vrea să te înalțe și să spună, asta fac eu din omul care are lacrimi pe obraz. Glorie lui Dumnezeu. Bun. Stați liniștit că mai e puțin și închid predica. Fiecare are puținul lui. Dar mai e puțin și sunt aproape de final, da? Dar să fiți atenți. Și în momentul când Iisus Hristos a vorbit că este lumina lumii și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu n-am avut nevoie de eliberare de alcool, n-am avut nevoie de alte lucruri, am avut nevoie de un Dumnezeu care să dea sens vieții mele. Am avut, că tata a plecat în veșnicie, am avut și am încă, mama este în viață, părinți extraordinari. M-au iubit, m-au îngrijit, m-au trimis la facultate, s-au zdrobit pentru mine, dar deseori m-au întrebat dacă la asta se rezumă totul. Când am ajuns, fac o erată, Liviu, nu magistrat, că magistratura înseamnă procuror și judecători, când am ajuns avocat, mi-am luat insigna care mi-au dat-o și mi-a părut foarte rău că era micuță. Cum mă să faci așa o insignă mică de avocat?
Mă gândeam că trebuie să fie mai mare. Și am pus-o în piept, insigna. Și am plecat de la tribunal. Normal, nu porți insigna decât atunci când ești la proces. Și roba, după ce dobândești un anumit stadiu și poți să pui concluzii la fond și la curtea de apel. N-ai voie să porți ținuta de avocat, roba și nici insigna, decât atunci când ești în exercitarea profesiei tale, că altminteri e ridicol. Dar cine m-a oprit pe mine să-mi port insigna? Mă duceam, aveam insigna. Și cu insigna aceasta m-am dus în metrou și când mi s-a părut că oamenii nu se uită, făceam așa ca să vadă. Dar oricum, nici eu nu puteam să citesc ce era scris acolo, dar aminte ei. Când am ajuns acasă, s-a făcut seară, mi-a părut rău că trebuie să o dau jos. M-am gândit dacă s-o pun la pijama sau nu. Râdeți voi, dar acestea sunt visele noastre și când visul ăsta este împlinit, ai sentimentul acesta că totul e perfect în viața ta. Și apoi au trecut zilele, săptămânile și lunile și m-am trezit într-o zi în fumoarul avocaților. Voi nu știți expresia asta, fumoarul avocaților. Fumoarul avocaților este locul unde se întâlnesc avocații între procese și toți fumează. Eu nu fumez. Dar când am intrat acolo să pot să-mi aranjez și eu dosarul, când am intrat nu vedeam pe nimeni. Ca să pot vedea pe cineva m-am lăsat, că fumul e mai sus. Și am stat acolo și la un moment dat au început colegii mei să vorbească despre băutele care le-au avut cu o seară mai înainte, despre ce tip de whisky rafinat au făcut rost, vorbeau despre devize de lucru pentru vilă, vorbeau despre, nu vă mai spun alte lucruri, că nici nu merită, vorbeau despre aventuri. Și în timp ce stăteam acolo în fumoar, mă gândeam, și la asta o să se rezume viața mea. Mi-a plăcut să învăț, mi-a plăcut să fiu avocat, mi-am dorit să fiu avocat, am fost câțiva ani. Dar la un moment dat am avut un sentiment că ceva în viața mea nu funcționează. Și am zis, asta să fie toată viața mea, așa să fie, câștigam bani, ca avocat câștigi bani, pentru că sunt câteva lucruri care în viață niciodată nu o să te facă să fii în faliment. Moartea niciodată nu se termină decât o dată cu istoria pământului, deci dacă vrei să te faci patron de cimitir, foarte bine, o să câștigi bani. Gâlceava nu se termină niciodată, deci dacă vrei să te faci avocat, foarte bine cu oamenii să ceartă tot timpul. Și gunoiul, societatea asta produce gunoi, deci te rog, fă-te patron de firmă de salubritate. Evrei când fac o afacere, fac după materia primă. Ce se cere? Păi asta se cere. Ce se mai cere? Distracția. Ce se mai cere? La distracție de ce trebuie să ai? Mâncare și băutură. Și cam asta produce lumea. Și am avut sentimentul ăsta al zădărniciei. Ce se întâmplă cu mine? Și mulțumesc lui Dumnezeu, ascultați-mă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu regret ce am învățat, nu regret anii pe care i-am avut. Dar și ce onoare am în această seară să stau în fața dumneavoastră. Știți ce cinste mi-a făcut mie Dumnezeu să ajung la Zalău în această seară? Știți ce lucru, o împlinire lăuntrică deosebită? Să putem vorbi despre Dumnezeu, să putem vorbi despre necazurile vieții, despre soluțiile pe care le aduce Sfintele Scripturi. Să vorbim despre acest Dumnezeu frumos. E un lucru care te ridică, dă sens vieții tale, glorificat să fie Dumnezeu. Și acum revin. Când a auzit orbul că Domnul Dumnezeu ridică și rușinea trecutului și Dumnezeu din cer vorbește și despre el ca lumină a lumii și a prins în el nădejdea că va fi vindecat, a stat în așteptare pentru că asta face un om care își dă seama că trecutul și viitorul lui este în al Dumnezeu, stă într-un prezent liniștit. Trecutul, el mi l-a ridicat, nu eu sunt vinovat. Viitorul e luminos, pentru că el este lumina lumii și atunci el va face ceva cu orbirea mea. Și atunci stau liniștit în acest prezent. Știți de ce de multe ori ne tulburăm în prezent? Pentru că trecutul ne apasă, trecutul este nerezolvat și pentru că viitorul este incert, pentru că ne-am pus nădejdea în cineva cărei mână nu ne poate purta. De aceea Dumnezeu să ne dea harul, să ne punem trecutul la adăpost, să avem un viitor plin de nădejde și atunci prezentul nostru va fi unul liniștit în care stai în pace cu Domnul Dumnezeu tău și cineva care crede ce am spus eu să spun amin. Amin. Bravo! Și acum, Andrei, mai ești aici? Dacă poți să mă ajut. Fiți atenți, vreau să vă spun un lucru foarte important. De fapt, cu el închei, dar numai acum încep predica. În ceea ce mă privește. Fiți atenți! Hristos s-a plecat și a luat niște țărână. Dumneavoastră știți cât să muncesc teologii să afle care este însemnătatea acestei țărâne. Dumneavoastră știți câte alegorii s-au făcut pe lucrul ăsta. Pe mine nu mă interesează ce simbolizează țărâna. A luat niște tină, după care a scuipat și a pus-o pe ochii orbului. Orbul a simțit atingerea
lui a simțit atingerea acestei tine. Să fi fost faptul că el este creator? Să fi fost faptul că omul a fost luat din țărână? Să fi fost faptul, nu știu. Dar asta a făcut Domnul Iisus. Și acum eu să fiu în locul orbului. E aici Iisus. E aici Iisus. Mă vede. Mă vede. Oamenii m-au osândit. El nu mă osândește. Ba el îmi spune că e lumina lumii. Mi-a vorbit. Și apoi el mă atinge. Mă atinge și pune pe ploapele mele, pe ochii mei, această tină amestecată cu salivă. Și aș putea spune, e tot ce vreau de la viață. Iisus e aici. Iisus mă vede. Iisus îmi vorbește. Iisus mă atinge. Și totuși, orbul a rămas orb. Că e drama credinței. Și asta mă sfâșie și de multe ori mă rupe în două. Iisus e aici? Iisus mă vede? Iisus îmi vorbește? Iisus mă atinge? Și eu rămân cu necazul, cu durerea? Și el îmi spune că stau și aștept. Spune ceva. Îi iau uneori pe oameni de mână. Am prieteni, avocați, procurori, judecători, oameni din toate mediile. Și îi aduc la biserică și le spun, veniți pentru că acolo este El. Veniți pentru că acolo El vă vede. Veniți pentru că acolo El vă va vorbi. Veniți pentru că acolo El vă va atinge. Și știți ce îmi spun? L-am simțit. L-am auzit. Dar plec acasă, pastore. Și problema mea a rămas. Și mulți dintre dumneavoastră, dacă sunteți cinstiți în această seară, măcar că l-ați auzit, măcar că știți că El vă vede, măcar că l-ați auzit, măcar că v-a atins, trebuie să recunoașteți că de multe ori am rămas în viața noastră fix cu problemele cu care am venit la biserică. Și Hristos îi spune un lucru. Du-te și spală-te în scăldătoarea Siloamului. Și în momentul acela sunt convins că acest gen de soluție blochează cu totul mintea noastră. Nu te supăra. Tu nu știi că eu sunt orb? Mă trimiți să merg ca unul care văd? Mai mult decât atâta, nici unul dintre ucenicii care erau acolo n-a primit porunca, ia-l și du-l de mână. Că putea să-i zică lui Petru, ia și du-l de mână la scăldătoare, dar niciunul ucenic nu i-a zis. Și asta pe mulți dintre noi ne frământă și ne derutează. Dar ascultați-mă, vreau să vă uitați un pic la mine, pentru că cunosc oameni cu această vulnerabilitate. Eu sunt orbul. Și ăsta e umărul pe care merg. Și mă duce. Și la un moment dat omul din fața mea, care pleacă cu entuziasm, se satură. Că vine un ceas când cel care a zis că va fi lângă tine se satură și nu mai poate. Și poate cu vorba îți spune una și cu fapta îți spune alta. Și Dumnezeu din cer nu vrea ca tu să te sprijini pe umărul unui om care te va abandona mai devreme sau mai târziu. Și Dumnezeu îi spune, du-te și te scaldă. Și orbul acela se ridică și orbul acela nu spune, dar de ce mă expui unei asemenea situații? Pe de o parte, eu nu am capacitatea să văd, eu nu am capacitatea să merg. Pe de altă parte, nu lași pe nimeni lângă mine. Că de multe ori au spus oamenii, sunt singur. Și eu spun în această seară, ba nu ești. Mă trimiți, ba încă ceva ciudat se întâmplă. După ce că te-am simțit, te-am auzit, mai uns pe ochi cu această tină și acum mă duc prin fața oamenilor, mai arăt și ciudat. Nu numai că am rămas orb, dar acum sunt și puțin ciudat. O zic că oamenii, bă, orbul ăsta care până acum cât de cât mai arăta cătării și a pierdut mințile cu totul. Că vine un ceas,
când te ciocnești cu voința lui Dumnezeu, când vine un ceas, când Dumnezeu din cer lasă niște porunci în viața ta, când vine un ceas, când Dumnezeu din cer îți cere să faci anumite lucruri și sunt atât de ciudat. Să iert nenorocitului ăstuia? Să iert ăstuia care m-a călcat în picioare? Să mă rog când simt că în mine fierb necazurile? Să-i cânt lui Dumnezeu când simt că viața mi-a luat orice suflare? Ce porunci sunt acestea? Și Dumnezeu îi spune, du-te și te scald. Și orbul s-a ridicat și a început să meargă și m-am întrebat de ce? De ce a început orbul să meargă? De ce nu i-a zis, nu puteai să-mi trimiți un ucenic? Nu puteai să mă vindeci cu un cuvânt? Trebuia să mă ungi cu această tină, să ajung de poveste în fața oamenilor. Nu-i suficient că mă clatin, mă trimiți acum să parcurg un drum, tu nu știi că eu nu am vedere, tu nu știi că mie mi-a o grămadă până ajung acolo. Dar orbul n-a zis nimic din toate acestea, știți de ce? Pentru că orbul acesta n-a mai îndurat să trăiască cu durerea lui. A ajuns la un grad de disperare în viața lui în care a zis, fac tot ce-mi cere, că m-am săturat să rămân în starea în care sunt. Niciodată nu vei face ceea ce Dumnezeu îți spune decât atunci când durerea te va duce în punctul în care să spui nici nu mai vreau o secundă să mai stau în situația în care sunt. Mă întreabă oamenii deseori, de ce unii au credință și alții nu au credință? Pentru că n-ai permis durerii din tine să te ducă până la punctul în care să spui m-am săturat cu tot ce înseamnă durerea asta, vreau să dispară și am să merg pe mâna lui. Și ascultați-mă, în timp ce orbul a început să meargă, el a trebuit să facă un lucru. În timp ce mergea, sunt convins că se uitau poate oamenii la el și el spunea, spre drumul Siloamului e bine? Bănuiesc că nu era o cale foarte lungă, dar totuși era un drum de... E bine? E bine? Și atunci cineva i-a zis, mai la stânga, mai la stânga. Și cineva i-a zis, un pic acum mai la dreapta că te lovești. Vedeți? Binecuvântarea în viața noastră totdeauna o condiționăm de rezolvarea problemei care ne pune într-o stare de imposibilitate, dar binecuvântarea e să folosești ceea ce ai deja, pentru că dacă nu vezi, auzi, poate că nu ai pâinea care ți-ai dorit-o pe masă, dar ai copiii lângă tine, poate că nu ești cel mai grozav om din lume, dar ai sănătate. Și Dumnezeu din cer a zis, te las să mergi pe drumul acesta ca să afli că binecuvântarea nu înseamnă doar să-ți rezolvi situația, ci binecuvântarea înseamnă să înveți să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai deja. Și ai uitat că ai? Și ai uitat că ai? Că la noi nu bag puștile pe stradă, că la noi nu sunt încă situațiile care sunt în alte state ale lumii, încă este libertate, încă este o toamnă dulce, încă este pace în țara aceasta, nu-i bine nici pe departe, dar Dumnezeu mă lasă să merg pe drumul acesta, uneori în starea asta de neputință, ca să învăț să-i mulțumesc pentru ceea ce am deja, am picioare care mă pot duce, unii n-au. Am un glas cu care pot să întreb, e bun, e bun drumul, am încă voce. Încă am urechi să aud, du-te mai la stânga, du-te mai la dreapta. Da, e drept, nu văd. Dar mulți rămânem blocați doar în infirmitatea aceasta și nu aflăm o viață întreagă că Dumnezeu din cer ne-a binecuvântat cu altele. Și a început să meargă și a început să meargă și s-a apropiat și s-a apropiat și s-a apropiat și la un moment dat a ajuns și a zis, aici e apa Siloamului, poate că auzea clipocind, da, și s-a plecat și a luat în căușul palmei apă, a dat pe ochi de câteva ori și când a deschis ochii, spune Dumnezeu, nu doar că a început să vadă, pentru că Dumnezeu nostru nu doar rezolvă problema noastră, ci spune Biblia, a văzut bine. Când Naaman a intrat în râu, nu spune Biblia că doar s-a vindecat de lepră, spune carnea de pe el s-a făcut ca unui nou născut. Pentru că Dumnezeu din cer nu numai că vindecă problema, Dumnezeu restaurează ceea ce ai pierdut, Dumnezeu dă înapoi poate ceasurile de suferință, El face ca lucrurile să fie depline. Ce înseamnă să vezi bine? Ce înseamnă să vezi bine? Dau cu apă și văd. Și în momentul în care mi-am răgăbătat vederea, îi spun ce bine că de acum încolo văd. Am să le spun eu tuturor mincinoșilor, ipocriților, tuturor celor care mi-au aruncat cu portocale și cu coji în mine, roșii. Am să le spun eu acum, uite mă, cine sunt eu. Nu, a vedea bine înseamnă să te întorci de unde ai plecat și să te duci să te întâlnești cu acela care ți-a dat vederea. A vedea bine nu înseamnă doar o problemă rezolvată, ci o întoarcere către acela care a fost autorul vindecării tale. Și s-a întors
orbul către Hristos să-L caute, pentru că Hristos era doar o voce și acum Hristos trebuia să fie Cel ce este, pentru că-L cunoaștem în necazurile noastre în parte și Dumnezeu îngăduie o soluție pentru noi care presupune răbdare, împlinirea poruncilor Lui. N-ai niciun om, n-ai niciun baston, n-ai nicio mașină la dispoziție, m-am ridicat pentru că durerea mă mistuie și mă bizui pe un singur lucru. Dacă Hristos a zis să mă duc să mă scald, înseamnă că Hristos mă va ajuta să ajung acolo. Mă bizui pe porunca Lui, mă bizui pe ceea ce spune El, mă bizui pe caracterul Lui. El nu-mi spune să mă duc dacă ar ști că nu pot ajunge. S-a întors văzând bine și a stat de vorbă cu Iisus. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine este acest Fiu al lui Dumnezeu? Cel ce-ți vorbește. Cred, Doamne, că nu văd acum numai cu ochii. Văd acum cu sufletul. Și parcă-L văd pe Hristos cum L-a luat în brațe și a zis: o viață întreagă durerea te-a pregătit pentru ceasul întâlnirii cu mine. Du-te și fii binecuvântat și fii o binecuvântare pentru cei din viața ta. Uneori, cea mai grea perioadă din viața noastră, știți care este? Vii la biserică. Știi că te privește. Știi că te aude și l-auzi. Știi că te-a atins, dar El spune: mergi pe drumul ascultării de poruncile mele. Împlinește ce ți-am spus. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, strigau 10 leproși. El le-a zis: mergeți și arătați-vă preoților. Nu tu în genunchiere, nu tu rugăciunea păcătosului. Și ei s-au gândit și au zis: mergem. S-au întors către Ierusalim și au început. Un pas, doi pași, trei pași. O zi de rugăciune, două. Trei zile de scriptură, patru, o săptămână. M-am mai lăsat de minciună, m-am mai lăsat de rele. M-am mai rupt un pic, am biruit un pic. Merg pe drum către Ierusalim. M-am mai renunț la răutate. Mai postesc și un pic. Încep să dau bani înapoi celor care le datorez. Și pășesc pe drum, și pășesc pe drum. Și la un moment dat, în timp ce mergeau, cineva a strigat: wow! Zice el. Și ăsta s-a speriat. Zice: tu nu mai ai lepră. Că vă dați seama că leproșii nu aveau oglindă să se uite singur. Nu? Când ai lepră, n-ai ce să faci cu oglinda. Când ai așa un... atunci... dar asta e altă predică. Și a zis: nu mai ai lepră. Și ăsta s-a uitat la el și a zis: dar nici tu nu mai ai lepră. Păi, dar și când am fost vindecați? Ai fost vindecat în timp ce pășeai în ascultare de Domnul. Pentru că mulți așteptăm formule magice, așteptăm atingeri spectaculoase. Ori Dumnezeul nostru este proces, Dumnezeul nostru este transformare, Dumnezeul nostru este înnoire, Dumnezeul nostru este cale. E cale, credința este cale. Nu sunt salturi, nu sunt emoții de moment. Este cale, este disciplină. Și Dumnezeu ne spune în această seară: ca să poți să fii vindecat, trebuie să umbli în ascultare de mine. În ascultare de mine. Doamne, n-am pe nimeni. Doamne, cine să mă ducă? Mai și mânjit pe ochi, arată acum ciudat, dar Dumnezeu îi spune: dacă tu vei merge, dacă tu vei merge, tu vei ajunge. Și când vei ajunge, vei lua apă și te vei spăla și vei vedea bine. Duminica aceasta am pus o poză în biserică, îmi pare rău că n-am luat-o cu mine, dar nici proiector n-aveam. Uite așa, dar Andrei știe că e aici. Mormane întregi de sticle de băutură, dar nu pot să vă spun ce stive erau. Whisky, pălincă, de toate. Am pus poza. 40 de ani s-a rugat Lenuța pentru soțul ei, care în fiecare zi a pisat-o literalmente. Venea la mine Lenuța și îmi spunea: nu mai pot, nu mai pot, pastore. Nu mai pot, mă omoară ăsta. Atâta de rău este cu mine. Mă rog lui Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu și nu mai pot. Și spunea mereu: Lenuța, ascultă-mă. Mergi înainte. Ascultă de Dumnezeu până la capăt. Nu dezarma, roagă-te. Va veni ceasul când Dumnezeu din cer va pune drapelul de biruință în casa ta. Acum două joi m-a chemat acasă Nicu, soțul ei. Am dat pe toată lumea afară, am stat cu el un timp. A vorbit și, ascultați-mă, plângea și spunea: am fost un nebun.
am călcat-o în picioare, am ruinat viața. Acum Dumnezeu s-a atins de mine și văd adevărul, mi-e rușine, pastore, de tot ce am... Vreau să scot alcoolul, vreau să scot tot din viața mea și vreau să trăiesc pentru Dumnezeu câte zile mai avea ca un om credincios. Nu abandona cât de greu ți se pare. Chiar dacă unii râd de tine, uite-l mă pe ăla cum stă, uite-l mă pe ăla cum merge, uite-l pe ăla ce zice. Poate că e ciudat uneori modul în care Dumnezeu lucrează. E ciudat ce spun oamenii despre noi. Dar cine începe va ajunge, va da cu apă curată pe față și Dumnezeu din cer te va schimba de nu vor ști oamenii cine ai fost și cine ești. Toți care erau spectatorii, ăștia care se încălzesc la focul necazurilor tale, ăștia care justifică în viața lor eșecul hrănindu-se din necazurile tale, când l-au văzut au zis, nu e el, ba el, nu e el, ba el, nu seamănă cu el, ba el. Și el însuși zicea, sunt eu. Și au pus o singură întrebare. Și în această seară cu asta trebuie să încheiem o singură întrebare. Știți care a fost întrebarea? Cine e autorul? Cum? Și vin în această seară să vă spun. Orbul a zis, un om. Unde e? Nu știu. Eu am venit în această seară să vă spun că știu cine este acest om. Om și Fiul de Dumnezeu. Iisus Hristos este numele Lui. Unde locuiește El? Acolo unde este chemat. În casa ta, în relația ta, în inima ta, în mintea ta. În tot ce însemni tu și viața ta. Și în această seară mai întâi vreau să ne ridicăm. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Și aș vrea să vă invit la un moment de analiză de sine, de cumpănire, de evaluare. De data asta nu cântarul de la baie, ci de data aceasta cântarul acesta al cuvântului Dumnezeu. Vreau să pun o singură întrebare la care fiecare să răspundă doar pentru sine și doar dacă vrea. Dumneata care spui am credință, dumneata care spui îl cunosc pe Dumnezeu, mergi pe drum? Mergi pe cale? Ai ascultat de Dumnezeu în tot ce ți-a spus? Ori în această seară îi spui lui Dumnezeu, uite aici m-am oprit, aici am alunecat, aici am fost doborât. Am nevoie să mă ridic iarăși și să merg pe calea credinței. Dacă cineva în această seară are nevoie în viața lui de o soluție miraculoasă, nu omenească, miraculoasă, și e suficient de rupt înăuntru tău încât să nu mai crezi în nici o promisiune omenească și spui, Doamne, vreau să merg pe mâna ta, cât de ciudat ar părea pentru oamenii din jur. Și ascultați-mă, iubiții Domnului, deseori s-a spus în felul următor, numai oamenii care n-au viață, numai oamenii care n-au realizări, poate uneori s-a spus doar cei ce nu sunt educați, vin la Domnul Dumnezeu. Nu e așa. Ascultați-mă ce vă spun, nu e așa. Cunosc atâția oameni extraordinar de bine pregătiți, care îl iubesc pe Dumnezeu cu tot sufletul lor. Și aș vrea în această seară să facem înaintea lui Dumnezeu un lucru. Dacă simți că e timpul să mergi pe această cale a ascultării de Domnul, această cale numită credință, această cale numită poruncile lui Dumnezeu, și vrei să iei o hotărâre pentru viața ta, fiindcă fie te-ai abătut, fiindcă fie te-ai oprit, sau fiindcă fie viața te-a doborât și nu mai ai putere să te ridici, aș vrea în această seară să facem un lucru. Acolo unde ești, după răspunsul pe care îl dai inimii tale, vei face în felul următor. Dacă ești bine, vei sta în picioare și vei zice ce vrea tu Domnului. Dar dacă simți că trebuie să corectezi ceva în tine, trebuie să începi ceva în tine, trebuie să îl rogi pe Dumnezeu să ierte ceva în tine, împreună cu mine vei îngenunchea. Pentru că eu aș vrea ca Domnul Dumnezeu să fie martor al smereniei noastre, să coboare lângă noi pe genunchi și când ne ridicăm, să ne ridicăm cu El. E alegerea ta. Ascultați-mă, nimeni n-are nicio treabă cu viața ta. Dar tu ia o alegere și fă alegere în această seară. Dumnezeu ți-a spus, mergi și du-te și mergi pe cale. Și tu ai spus lui Dumnezeu, da, poate te-ai oprit, poate te-ai bătut, poate ai deviat. Poate nici n-ai început să mergi pentru că ți s-a părut prea ciudat ce cere Dumnezeu. Dar dacă durerea în această seară e atât de mare,
că nu mai vrei să rămâi cu ea, spune-i Domnului în această îngenunchiere, vreau să plec pe calea ta și să merg cu tine. Acolo unde ești, faci o alegere pentru sufletul tău, faci o alegere pentru tine. Stai de vorbă cu sufletul tău, stai de vorbă cu Dumnezeu și permite-i lui Dumnezeu în aceste clipe să lucreze El cum știe. Ești aici și știu lucrul ăsta. Ne privești și știu lucrul acesta. Ne-ai vorbit și știu lucrul acesta și încă ne vorbești. Ne-ai atins și știu lucrul acesta. Dar iată, Doamne Dumnezeu meu, ce ceri Tu de la noi. Să mergem pe calea ascultării de Tine. Să împlinim ceea ce este scris. Și să ne ducem până la capăt credința noastră, cu frică și teamă. Dacă am îngenunchiat în această seară, Doamne, am îngenunchiat pentru că am lucruri să-mi reproșez. Pentru că sufletul meu are nevoie de Tine. Pentru că am nevoie, Doamne, de iertare, dar am nevoie și de putere. Nu vreau să rămân unde sunt și nu-mi place, Doamne, ceea ce văd. Am nevoie, Doamne, să sufle Duhul Tău cel Sfânt și să ridice sufletul nostru. Am îngenunchiat înaintea Ta pentru că așa este și inima noastră, a multora, frântă. Te rog în această seară, primește rugăciunea noastră a tuturor celor care suntem îngenunchiați. Și te rog din toată inima, Doamne, fă vieții noastre, Doamne, ridicare. Ești Dumnezeu care singur poți să faci ceea ce nici o mână omenească nu poate. Tu ești Dumnezeul care ai soluții pentru fiecare dintre noi și vorbești limba fiecărui om. Tu ești Dumnezeu care știi întocmirea sufletului nostru, gândurile noastre. Și te rog în această seară, ai milă de noi, pentru că îngenunchierea noastră e o rugăciune a sufletului nostru prin care spunem, vrem să mergem pe cale cu Tine, vrem să mergem pe calea poruncilor Tale și ce mi-ai spus, aceea voi face. Tu spui în această seară fiecăruia ce are să audă. Unul îi spui să facă un lucru, altuia să se lase de alt lucru. O, te rog, dă-ne putere, Doamne, dă-ne putere, măcar că suntem în slăbiciune, măcar că de multe ori, Doamne, Dumnezeul meu, suntem clătinați, mergem, Doamne, clătinându-ne, dă-ne puterea să mergem pe calea ascultării de Tine. În numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus. Tată. Tată Sfânt din Cer, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt, coboară lângă fiecare om care a îngenunchiat și s-a frânt înaintea Ta. Pune-ți mâna peste el, dă-i puterea să meargă pe calea credinței, pentru că știu că pe ea se găsește vindecare, eliberare, binecuvântare. Și apoi te rog frumos, Tată Sfânt din Cer, dă-ne puterea să ne ridicăm cu Tine. Te invit să te ridici. Să ne ridicăm cu Tine, să stăm, Doamne Dumnezeul meu, să stăm, Doamne Dumnezeul meu, înaintea Ta, cu demnitate, să croim cărări drepte cu picioarele noastre și să-ți facem în toate voia. A lui Dumnezeu să fie slavă. Invit aici grupul Gloria lângă mine, să putem să binecuvântăm pe Dumnezeu. Vom cânta împreună în această seară o cântare de mulțumire, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Că Domnul Dumnezeu a lucrat așa cum El știe să lucreze. Și vă rog din toată inima, tot ce vă va spune să faceți, să faceți. Tot ce vă va spune să nu faceți, să nu faceți. Mergeți în ascultare de El, pentru că în El este vindecare, în El este binecuvântare, în El este pace, în El sunt familii fericite și oameni care și-au găsit răspunsul, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.